Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, instituție de stat cu drapel european. Și ia uitați-vă câte chiștoace pe aici, aruncate probabil de șoferi, de paznici, de vizitatori. Nimic european și în interes public în faptele astea, nu-i așa? Pun pariu că și peste drum la Ministerul Mediului sunt la fel de multe. Mi-am lăsat punga la colt. Ia uitați-vă aici ce. Fix în fața ministerului. Și un miros puternic de scrumieră, de nicotină. Am filmat de câteva ori cum stau și fumează la ușă, dar nu i-am surprins aruncând țigările, mucurile, chiștoacele pe jos. Ăsta e moment, trebuie cumva cu camera ascunsă, cu teleobiectiv de departe să-i filmez și să demonstrez că sunt țigările lor, o travă lor, pe lângă faptul că poluează aerul cu fumul, mai poluează după aceea și solul și apele, iar o travă asta care iese din filtrul de țigară și din tutun, din scrum, toată o travă asta se dizolvă în apă, se transformă în praf și după aia iar urcă în aer și devine poluant nociv foarte puternic. Sute, mii de substanțe chimice dăunătoare sunt în filtrele astea de țigară. Chiar dacă au ars sau incinerat, tot rămân periculoase. Nu mai spun că chiștocul fumegând încă cu scrum în el e un pericol de incendiu pentru urbe, pentru oraș. Se aprind balcoane, se aprind case, se aprind mașini, benzinării. De la chiștoc, de la scrum, acolo sute de grade temperatură periculoasă. Asta e spațiul verde din fața Ministerului Lucrărilor Publice și Dezvoltării Administrației. O să zic că îi fac treabă mare, dar treaba mică cine s-o facă? Noi, onegiști, activiști, neafiliați? Dar ei plătiți din bani publici pentru asta. Ia uite, pot să ajung așa până la ușa ministerului sau până la mașina lor de serviciu. Ca dovadă că ei fac asta. Ia uite, și cine aruncă? Că doar nu aruncă trecătorii, care sunt foarte puțini. Turiștii vin în piața Constituției și tot de acolo urcă înapoi în autobuz și pleacă. Se duc la Casa Poporului, nu vin la minister. Și la minister sigur oamenii lor. Și același tip de țigară. De-aia bengoasă, scumpă, aromatizată, dar la fel de nocivă. Și pentru cel care fumează, și pentru mediu, inclusiv pentru mine, biciclist care pedalez prin orașul ăsta, n-am fumat niciodată, dar trebuie să le suport consecințele viciului periculos.